Salutare tuturor, aici Lus Paul și bine v-am regăsit la un nou video. În acest material vom vorbi despre noua serie de obiective a celor de la Sigma și anume E-Series. Prietenii de la F64 au fost foarte drăguți ca de obicei și mi-au trimis la test 4 dintre cele 7 obiective din această gamă. Dacă rămâneți cu mine în acest video până la final, veți vedea cum se comportă aceste mici jucării din punct de vedere al contrastului, aberațiilor cromatice, sharpness-ului și autofocusului. O să le testăm atât pe foto cât și pe video și vă voi spune la final și părerea mea subiectivă. Dar înainte de a discuta în detaliu despre ele, vreau să fac câteva precizări despre această serie și să vă dau și puțin context. E-Series nu este o serie nouă de obiective de la Sigma, ci este o variantă reinterpretată a seriei Contemporary. Practic avem de-a face cu obiective premium cu focală fixă, însă într-o manieră mult mai compactă. Probabil cu toții știți deja celebra serie Art, care are obiective foarte calitative din punct de vedere optic și la fel ca și mulți dintre voi, și eu am folosit unele modele când lucram pe DSLR. Chiar dacă aceste obiective aveau o dimensiune și o greutate mai mare, Sigma nu a dorit să facă niciun compromis când a venit vorba de calitatea imaginii. Și da, din punctul acesta de vedere, este incredibil cât de sharp sunt imaginile chiar și la diafragmă 1.4. Doar că în era mirrorless-urilor, care sunt din ce în ce mai compacte și mai performante, seria Art are câteva minusuri. Pe lângă dimensiune și greutate, unde e clar că dacă treci la mirrorless, vrei să ai o trusă foto mult mai compactă, apare și problema autofocusului. Nefiind o serie nativă pentru mirrorless, ci doar o adaptare a monturii de la DSLR, practic algoritmii de calcul ai autofocusului sunt diferiți și de aici și frustrarea multor fotografi care nu s-au putut bucura de performanțele camerelor Sony, spre exemplu, în materie de autofocus. Și aici apare frumusețea obiectivelor E-Series. Ele au fost proiectate pentru a fi folosite pe mirrorless și, atenție, toate sunt compatibile și full frame, deci ar trebui ca autofocusul să fie mult mai bun decât pe obiectivele Sigma mai vechi dedicate pentru DSLR. Dar o să vedem treaba asta în teste. Hai să aruncăm o privire asupra seriei și să vedem care sunt specificațiile cheie. După cum vă spuneam, există 7 modele E-Series și anume 20mm cu f2, două variante de 24mm, una cu f2 și una cu f3.5, 35mm cu f2, 45mm cu f2.8, 65mm cu f2 și 90mm cu f2.8. Probabil că primul lucru care vă sare în ochi la ele sunt tocmai aceste valori de diafragmă destul de închise. Știu că majoritatea fotografilor tânjesc după diafragme gen 1.2, 1.4 sau 1.8 pentru un blur mai puternic și mai cremos, o să vedeți din teste că la acest capitol lucrurile stau destul de bine. Evident că în manieră de luminozitate s-ar putea să fie un impediment, dar sunt foarte multe situații când avem nevoie de un câmp de profunzime mai larg, iar investiția într-un obiectiv cu 1.4 nu este tocmai justificată. Să nu mai zic de dimensiune și de greutate. Dacă sunteți videograf și oricum folosiți diafragme gen f2.8 sau f4, s-ar putea ca aceste obiective să fie exact ce aveți nevoie, mai ales dacă nu doriți să vă rupeți spatele și brațele când aveți de filmat multe ore cu un gimbal. Legat de aspect și greutate, dacă facem o comparație cu obiectivele din seria Art, lucrurile cred că sunt foarte clare. Aici am un 50mm cu f1.4 și un 20mm cu f1.4. Obiectivele E-Series pe care le-am primit eu la teste au următoarele specificații. 24mm cu f2 are o greutate de 360 de grame, o lungime de 74 mm, dimensiune de filtru de 62 mm și o distanță minimă de focus de 24,5 cm. 65 mm cu f2 are o greutate de 405 grame, o lungime de 76,7 mm, dimensiune de filtru de 62 mm și o distanță minimă de focus de 55 cm. 90mm cu f2.8 are o greutate de 295 grame, o lungime de 61,7 mm, dimensiune de filtru de 55 mm și distanța minimă de focus este de 50 de centimetri. Iar 24mm cu f3.5 are o greutate de 230 de grame, o lungime de 50,8 mm, dimensiunea de filtru este de 55 mm și distanța minimă de focus este de, atenție, 10,8 cm. Toate obiectivele beneficiază de o construcție metalică foarte robustă, lucru care îți dă senzația că ai în mână un obiectiv premium. Inclusiv inelele de focus și de diafragmă sunt metalice. Spre deosebire de seria Art, avem un inel
de schimbare a diafragmei. Dacă îl punem în modul A, practic îl putem schimba diafragma în momentul în care rotim rotița de pe cameră, dar dacă dorim să o schimbăm de pe obiectiv, pur și simplu învârtim acest inel. Aici mi-ar fi plăcut să existe un buton de blocare a diafragmei într-o anumită poziție, deoarece în momentul în care vrei să dai jos obiectivul, fiind foarte compact, inevitabil vei schimba și diafragma. Și desigur ar fi fost minunat să existe și un buton on-off, un switch, ca să trecem de la diafragmă întrepte la o diafragmă cursivă pentru video. Tot diferit de seria Art este și inelul de focus. Dacă la seria Art putem mișca grupul de lentile pentru focus, când lucrăm în focus manual, practic învârtim mecanic, la seria E-Series totul este dinamic. Adică în momentul în care învârtim foarte încet inelul de focus, se lungește cursa de focus, iar dacă îl mișcăm foarte repede, cursa va fi mai scurtă. Parasolarul este la fel de foarte bună calitate, este metalic. Un lucru inovator este că în pachet găsim pe lângă acest capac de plastic încă o serie de capace, tot așa metalice, care se atașează cu un magnet de obiectiv. Mi se pare foarte interesant. Din păcate, o bulină neagră pentru Sigma e aici faptul că obiectivele au toate mărimi diferite de filtru. Ar fi fost minunat dacă toate aveau aceeași dimensiune pentru a nu fi nevoit să cumpărăm, spre exemplu, filtre ND care sunt destul de costisitoare și să luăm câte unul pentru fiecare obiectiv în parte. Și desigur, mi-ar fi plăcut ca toate aceste obiective să aibă aproximativ aceeași greutate și dimensiune, tocmai pentru că dacă doresc să filmez cu ele și să le pun pe gimbal, să nu fiu nevoit să reechilibrez gimbalul de fiecare dată. Dar fiind totuși o serie dedicată pentru partea de foto, nu pentru video, nu-i pot învinui pe cei de la Sigma pentru că nu au ținut cont de aceste aspecte. Majoritatea fotografilor, când îmi cer opinia despre anumite obiective, mă întreabă dacă au deformări lentilele pe marginea imaginilor. Treaba asta este mai mult sau mai puțin relevantă. Uneori se pot foarte ușor corecta din Adobe Lightroom, dacă setați profilul obiectivului din Lens Correction, alteori aceste deformări pot fi folosite într-un mod creativ. Oricum, eu am testat aceste obiective de la Sigma pentru a vedea dacă au deformări. După cum puteți vedea și în imagine, pe 24mm cu f2, deformarea seamănă puțin cu cea specifică obiectivelor fisheye, însă pe fratele cu 3-5 deformarea este mult mai mică. Spre colțuri, masa se vede ușor deformată ca la orice obiectiv wide. Pe 65-90mm deformarea este similară. Regula clasică a fotografiei spune că obiectivele peste 50mm nu au deformări sau sunt insesizabile, însă la modelele apărute în ultimii ani trebuie să aplicăm lens correction dacă vrem să scăpăm de aceste deformări. Aberațiile cromatice se întâlnesc în general în zonele imaginii unde este un highlight foarte puternic. Eu am făcut câteva teste în studio cu un blitz care să lumineze pe de-o parte un fundal alb, dar să bată și spre subiect. Astfel avem următoarele rezultate. La 24mm cu f2, dar și la cel cu f3.5 lucrurile stau destul de bine. Avem puține aberații cromatice pe verde și pe magenta, însă nu sunt deranjante. Evident, ele se pot corecta în Adobe Lightroom dacă sunteți foarte pretențioși. La 65mm este aceeași poveste, sunt doar ușor mai pronunțate decât la celelalte două. Iar la 90mm se văd puțin mai tare și sunt ceva mai greu de corectat dacă nu dorim să desaturăm și anumite zone de pe piele. Asta din cauza că avem aberații și pe portocaliu. Din punct de vedere al sharpness-ului, toate cele patru obiective sunt aproximativ la fel. Adică avem calitate maximă în centrul imaginii, iar când ne ducem spre colțuri, imaginea este ceva mai soft. Desigur, eu le-am testat la cea mai deschisă valoare de diafragmă. E clar că dacă mergem spre un F4 sau un F5.6, lucrurile stau și mai bine. Din punctul meu de vedere, sharpness-ul la această serie este în parametri acceptabili, mai ales că la obiectivul de 90mm, imaginea arată aproape identic în centru și pe colțuri. Vă ziceam mai devreme că aceste valori mai închise de diafragmă, chiar dacă nu sunt 1.4, în unele condiții pot scoate un bokeh foarte frumos în spatele subiectului. După cum știm, blurul este influențat nu doar de diafragmă, ci și de mărimea focală și de distanța subiectului față de cameră sau de background. Am pus o instalație cu luminițe în studio și am făcut câteva fotografii ca să vedem cum arată bokeh-ul la distanță minimă de focus. Pe 90mm cu f2.8 avem 9 lamele de diafragmă rotunjite, iar după cum vedeți în
imagine, pe centrul blurul este rotund și frumos, iar pe laterale are formă de ochi de pisică. Pe 65 mm cu f2 avem tot 9 lamele rotunjite, iar bokeh-ul este foarte similar ca la 90 mm. Pe 24 cu f3.5 avem doar 7 lamele rotunjite și v-ați fi așteptat ca blurul să nu fie foarte impresionant. Însă, având o distanță minimă de focus de aproximativ 11 cm, blurul este chiar spectaculos. Desigur, dacă stăm foarte aproape de subiect. Și priviți cât de frumoase sunt cercurile și pe lateralele imaginilor față de celelalte obiective. Iar la 24 de mm cu f2 cu 9 lamele rotunjite, având o distanță minimă de focus de aproximativ 25 cm, blurul arată ca la majoritatea obiectivelor cu aceleași specificații. Ca și aspect, avem cercuri frumoase în mijloc și sub formă de ochi de pisică pe laterale. De autofocus am fost cel mai curios. Am fost nerăbdător să văd cât de bine se descurcă aceste obiective construite special pentru mirrorless. La seria ART, unde autofocusul merge oarecum în trepte, ca pe DSLR, ceea ce face ca la tot 2-3 cadre dintr-o rafală să avem alte două care nu sunt în focus, la E-Series lucrurile au fost cu mult îmbunătățite. De cum le-am luat în mână și am focalizat cu autofocus continuous, am observat că lentila de focus se mișcă foarte smooth. Cei drept la lumină slabă sau unde nu este un contrast foarte puternic, avem puțin hunting, însă la lumina zilei mi se pare că se mișcă extrem de bine. Hai să vedem testele pe foto. După cum ați putut observa, foarte puține cadre dintr-o rafală de 20 de fps-uri pe Sony A9 sunt autofocus. Acum hai să vedem cum se descurcă și pe video. Chiar dacă am setat ca autofocusul să fie foarte responsiv, totuși se pare că pe video aceste obiective au uneori dificultăți în a urmări subiectul. Dar din nou, pentru niște obiective care sunt dedicate pentru foto, nu pentru video, mi se pare că autofocusul se descurcă foarte bine. După cum ați văzut, cu Face Detection activat, vă puteți face treaba foarte bine. V-am spus la început că o să vă spun și părerea mea subiectivă despre aceste obiective. Trebuie să recunosc că am fost foarte impresionat de ele. Chiar dacă este o gamă foarte compactă și diafragmele nu sunt cele mai deschise, construcția lor metalică, alături de performanțele optice și de autofocus, fac din aceste obiective de la Sigma o variantă de luat în considerare.
Dacă sunteți fotograf de evenimente și aveți un buget mai limitat, puteți să vă achiziționați aceste obiective. Sunt compacte, rapide la autofocus și le veți putea folosi în majoritatea situațiilor de la o nuntă, spre exemplu. La fel, dacă sunteți fotograf de peisaj sau de stradă, din nou sunt ideale. Ușor de transportat, când mergeți pe munte sau în concediu, nu atrag atenția foarte mult și sunt rezistente la o grămadă de intemperii. Dacă sunteți videograf și nu vă deranjează aceste impedimente pe care le-am spus mai devreme, cum ar fi dimensiunile de filtru, care sunt diferite, diferențele de greutate și lipsa inelului cursit pentru diafragmă, eu zic să le luați în considerare. Vă puteți face o trusă destul de frumușică pentru evenimente cu un buget mai mic, iar dacă oricum filmați tot timpul în diafragme gen 2.8 sau mai închise, obiectivele E-Series sunt pentru voi. Cam atât în acest video. Eu sper că aceste informații v-au fost de folos și v-ați putut face o părere despre această gamă de obiective de la Sigma. Eu sunt Iulus Paul și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vizionare. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați pentru mai multe informații interesante despre fotografie și video. Până data viitoare, toate cele bune și spor la fotografiat!